Salutare! Noi suntem în Dodi și bine v-am găsit la episodul 111 din podcastul nostru. Astăzi continuăm discuția despre sectorul public pe care am început-o episodul trecut. Cu partea a doua, drumurile și străzile. Și dacă data trecută am lăsat capitolul în coadă de pește, în sensul că ne dorim abolirea sectorului public ca fiind singurul program libertarian posibil. E bine, ce înseamnă chestia asta? Asta e una dintre consecințele care reprezintă punctul de plecare al analizei Rothbard din capitolul ăsta este că toate suprafețele ajung în proprietate privată, fie a indivizilor, fie a asociațiilor voluntare de indivizi sau asociații voluntare de capital. Și chestia asta, susține Rothbard, ar rezolva de la sine foarte, foarte multe probleme. Prima dintre ele fiind who will build the roads? Și, înainte să discutăm de who will build the roads, să ne lovim de niște lucruri tangențiale drumurilor, și anume protecția, apărarea care îți este oferită pe stradă. Cine te protejează pe stradă? Pe locurile numite astăzi publice. Da. Tot felul de locuri care sunt publice și, din păcate, practic sunt cam ca ale nimănui. Sunt ale tuturor, sunt ale noastre, sunt ale statului, statul suntem noi. Liru, liru, și sunt ale tuturor, în practică sunt ale nimănui. Lumea aruncă gunoaie, protecția este sau nu este, și exemplu tipic și de data trecută este că dacă e o zonă nasoală, ți se spune să nu te duci acolo, că altfel ai căutat-o cu lumânarea aia. Păcând, dacă lucrurile ar fi ale riveranilor, așa cum ar fi drept, ca să simplificăm și au explicat mai târziu, ei s-ar ocupa de îngrijirea acelor locuri. Și în îngrijirea asta ar intra și protecția. Ori că sunt magazine și vor să își protejeze clienții, așa cum ești protejat în mall. În mall nu ai tâlhării, scandaluri, Violuri. Bine, pică foarte nefericit, în sensul că în weekendul trecut, nu în România, dar în mall-ul din, că sunt două, în mall-ul din Copenhaga, îl mai mare, nu îl mai mic, că sunt două, a fost un atentat terorist, numit atentat terorist, pușcături în serie cu armă semi-automată. Da. Da. Și ăla s-a întâmplat în mall, și motivul pentru care s-a întâmplat în mall a fost că acolo era lume, bineînțeles, da. Motivul al doilea pentru care s-a întâmplat în mall este că acolo era lume neînarmată. Exact. Și cred că nici paznici de acolo nu, bineînțeles, n-au arme, pentru că așa e lumea civilizată. Da. Ne dăm doar bună ziua și când te pușcă cineva trebuie să fugi tare. Deci vreau să specific că în capitolul ăsta este doar ceea ce bănuiește Rothbard că s-ar întâmpla într-o lume... Da. Bazată pe partea privată a drumurilor, nu neapărat că asta se va și întâmpla. Doar ceea ce, cum spuneam în capitolul trecut, domnule, să dau și un răspuns la întrebarea dacă nu ar fi statul care să dețină drumurile, cum s-ar întâmpla? Ce s-ar putea să se întâmple? De fapt, scuze. Dar ai cazuri istorice, nu e doar o proiecție ideală. El dă exemplu acum. Exact, uite, în Anglia, în timpul revoluției industriale, nu știu ce. Okay. Na. Uite, că asta mi-a plăcut, că ce se desprinde fix din partea asta cu protecția, așa, se desprinde că acum protecția pe care o ai e
La cum mi se pare că am spus eu într-o altă emisiune mai veche, protecția numerelor mari. Te ești protejat de numerele mari, în sensul că ești într-o stare de anarhie. Și el dă exemplu faptul că la un moment dat în New York a fost o grevă a poliției vreo câteva săptămâni. O săptămână. E, și în săptămâna criminalitate, deci când poliția nu mai era pe stradă, nu mai era, n-a crescut, a rămas la fel. Adică, deci cu poliție sau fără poliție, ce obțin la vremea respectivă, nu se vedea influența. Ideea e că te bazezi foarte mult pe natura umană, adică nu o să dea asemenea în cap. Da. Asta e ideea. Cum există frica asta zi de zi în genul ăsta de discuții? Păi, ar fi omenii lupus, ar fi. Uite, forțează Racăl la un moment dat, Racăl, întemeitorul Mises Institute. Dom'le, hai să zicem că nu mai există deloc poliție. Chiar așa se întâmplă? Ok, crește infracționalitatea, dar nu cred eu că un om normal ia un par, societatea pe ia noi, un par și se duce la vecin și dă una în cap. Da. Așa de nebun. Deci chiar dacă eliminăm de tot poliția, nu mai există. Nu, ar trebui să fie propagandizat în acest sens mai întâi. După aia se poate întâmpla. Dar așa, doar în absența poliției, poate că nu. Deși, na, acum dacă e să ne uităm pe numere, toată mișcarea aia care a fost anii trecuți și cu Defund the Police, da, a cam lăsat urme, în sensul că structural vorbind, criminalitatea a crescut. Pe de altă parte, am și avut 2 ani de nebunie, deci n-ai de unde, nu poți să pui degetul pe cauză. Nu, exact, nici Rafael nu spune că oamenii strângeci o să crească criminalitatea, dar nu să... Apropo de realismul ăsta al conservatorilor, natura umană, omul failibil, omul căzut, ok, omul e căzut, dar nu e atât de căzut încât să-ți dea cu un par în cap un vecin, pur și simplu, că nu mai e poliție. Îți crește infracționalitatea. Ăștia, conservatorii, îți dau impresia că oamenii sunt, unul e să spui că există tendințe rele în natura umană, ok, așa este, altul e să spui că oamenii sunt criminali în serie. Asta nu mai e o imagine realistă. Criminalii în serie sunt sub 1%, sunt foarte puțin. Bine, cred că... Nu ești realist dacă spui că oamenii sunt criminali în serie, când oamenii nu sunt criminali în serie. Nu e o imagine falsă. Tu ești în om pe. Când marxiștii spun că sunt îngeri, o imagine falsă, imaginea ta e la fel de falsă. Știi, când spui că sunt criminali în serie, ei nefiind criminali în serie. Adică există ceva bun în natura umană, nu e... O capacitate. Da, nu, uite, ai, nu știu, cu tare procent de criminali în serie, dar ai cu tare procent și de martiri, oameni capabili de sacrificii și de nu știu ce ești. Iar intervalul ăsta e un obișnuit, există, nici nu ești toată lumea. Dar ideea e că nu ești realist să fii ca Hop să spui că oamenii își dau un cap, își sar la gât așa din... în mod obișnuit. Că asta nu e realism, asta e o prostie. E o imagine față. Așteptarea mereu a oamenilor este că aibă garanții. Astăzi există poliție, ia o garanție că cineva se ocupă. În același timp, zi de zi, se miră de lucruri care se întâmplă. Și zic, mă, dar ce e aici, sat fără câini? Iată că, da. Adică, repetăm, pare până la greață chestia asta. Pretenția statului este că face niște servicii. Și noi repetăm, da, să ne uităm, chiar le face? Problema e nu doar că n-ar fi doar că nu face, că nu intervine. Adică, uite, poate ați trecut prin situații de astea, se băteau unii și polițiștii, dar ce am luat, lasă-i pace, ce mă, bag eu între ei? Ca și cum era, mă rog, da, trebuie să te bagi, că era misiunea ta asta. Dar există și brutalitatea poliției, deci nu doar că nu livrează niște servicii de protecție, ci și agresează niște. Asta nu se întâmplă. Te duci în șante, aia la bătaie pe acolo. În America au... Stai, la unde s-au bătut aia? La Lidl? Sau unde? Dar iarăși tot în pandemie și tot am mirosit oarecum în scenare, da. Da, dar pretenția pieței libere nu e că îți oferă perfecțiune. Nu e că nu o să ai situații în care un gardian din Oșan îl șignește, nu știu, doamnă, o să ai așa ceva. Dar ideea e că nu e ca la stat. Ai niște instrumente de corecție, de eliminare a erorilor. Bine, asta pe partea asta pe care, din păcate,
foarte mulți oameni de stânga nu o înțeleg, și anume motivația umană. Da? Că noi când spunem chestiile astea ne bazăm pe faptul că există așa un lucru numit motivația umană, în sensul că oamenii care au marfă de vândut, da, și ar dori să fie un loc așa împrejmuit ca o piață, unde să știe că lumea poate să intre când vor ei, că sunt în siguranță atunci când intră acolo, că să vin cu bani de acasă și toate cele. Acolo că sunt mărfuri. Da, exact. Că sunt mărfuri acolo, iarăși, care se găsesc în siguranță, nu? Și așa mai departe. Și ne bazăm fix pe motivația oamenilor ăstora atunci când spunem că da, va fi interesul lor să plătească o poliție acolo. Și iarăși pe motivația omului de a face bani și eventual, nu știu, a mânca bine și a merge în vacanță, ne bazăm atunci când spunem că da, dacă există o cerere pentru o poliție privată, atunci sigur o să vină cineva și o să ofere o asemenea poliție privată. Și dacă tu începi să intri într-o relație de afaceri așa, apare și partea asta pe care a spus-o Costel, da? Poliția privată respectivă nu o să mai fie capabil, nu o să mai fie, nu o să mai aibă tendința să abuzeze în timpul intervenției, să facă abuz de violență. Că vorba e o relație de business, adică, ok, omul asupra căruia intervii astăzi ar putea să fie clientul tău de mâine și atunci nu vrei să intri cu bomba atomică ca să îți reziliezi orice, să-ți arzi orice pod. Plus că ar fi supuși acelorași reguli din zona respectivă, n-ar avea cum se întâmplă în America astăzi, cum se ne cheamă, qualified immunity. Păi mi s-a părut că sunt amenințat, mi era frică pentru viața mea, l-am împușcat. Bine, de fapt acolo nu e asta qualified immunity, e faptul că ei au dreptul să scoată arma la tine, știi? Să scoată arma primul. Asta e faza, că teoretic... Și dacă ești într-o situație în care în mod rezonabil crezi că viața ta este în pericol, chiar dacă nu ești polițist, uh-huh, dar scoți arma și faci pop-pop, ok, presupun că nu ești într-un stat de pe stânga, de pe coasta din stânga sau de pe coasta din dreapta, da? Deci un stat de coastă, presupunând că nu ești într-un asemenea stat și într-unul care recunoaște dreptul la autoapărare, atunci ești ok. Atâta vreme cât... există o situație în care e rezonabil faptul că, adică, tu te temeai pentru viață. Polițist. Nu, și ca persoană privată, zic. Păi nu, dacă da, polițistul are în plus faptul că el scoate pistolul primul. Dacă o să te întrebă dacă în statele astea ai voie să te aperi de poliție. De polițist, nu. A, nu. Păi asta e ce zicea Alex. Deci când ăla scoate pistolul, el are voie să scoată pistolul primul la tine. Aha. Astăzi. Orice, dar tu n-ai voie. Nu. Deci dacă le-ai polițistul maniac. Păi, ghinion. Ai avut ghinion. Da. Ghinion Iliescu. Bineînțeles că mai avem aici ca variantă că oamenii pot să se asocieze și să-și facă între ei, cu oameni dintre ei, să-și facă protecția zonei pe care sunt. Că fac asta. Ar putea să-și facă, dar nu întotdeauna sunt respectate. Păi la americani se mai respectă, dar dacă s-ar putea să nu umble cu arme la ei, la noi nu prea ai văzut și din nou mereu sunt tratați ca grupări interlope sau paramilitare sau când de fapt poate ei vor doar să suplinească lipsa de servicii de la poliție. Bine, la noi în Europa e oarecum o chestie pusă aparte, în sensul că nu ai, deci e vor să țină foarte mult apăsat capacul pe orice fel de cum îi spune, vigilantism. Da. Orice fel de chestie care poate să apară să fac concurență poliției, în Europa e strict interzis. Corect. Să corect ar numi miliție
particulară sau cum să o numim, civică, așa, în fel. Da, miliție sună prost, vigilante sună haiducie, care deja și la noi sună numai așa romantic. În filme. Are imagine, da, bună de justiție. Mă rog, există în anumite țări din... Da, din oficial, da, e denunțat. Din UE, denunțat. Nu știu în ce măsură în România e chestia asta. Există asociații de, nu de locatari, ci de cartier, cum ar veni, care poate au voie să spioneze. În sensul că ei poate să se plimbe pe stradă cu singurul scop să vadă lucruri ciudate, da, dar așa atunci și, când, da, văd orice, trebuie să cheme poliția. Așa, da, și babele alea de la țară care stau. Păi de asta mă gândesc, că de asta noi înainte suntem... Înainte să fie la modă. Noi de asta s-ar putea să fim un pic în urmă, că asta seamănă foarte mult, știi, cu vizoreala care se petrecea în comunism. Că, mai ales la parter fiecărui bloc, știi, stătea, de obicei era abonat cineva care nu avea nevoie de program la televizor 2 ore, că avea program la vizor, să uita, vadă cine vine, cine pleacă din blocul respectiv, ca să poată să dea raportul. Avea o slujbă. Uite, aici o parte sănătoasă a stângii, faptul că se opune brutalității poliției, adică inclusiv în filme vezi asta, filme la Hollywood, crime făcute de poliție, știi, că ai dus mâna la torpedo și nu știu. Mm-hmm. Da. Ar fi de apreciat. Bine, problema cu ei e că sunt și foarte prea principii, în sensul că zi mai tare. Nu prea principii, dacă Obama face cu tare porcărie, stai că Obama e de-al nostru, nu ne, dacă face Trump, ieșim în stradă. Dar ideea e că se mai scapă, adică tema, aici sunt aliați cu libertarienii pe tema brutalității poliției, mm-hmm, în timp ce conservatorii țin... Da, pe de altă parte e și eu cred că e un punct de echilibru care cel mai probabil se găsește undeva între cele două poziții. În sensul că nici socialiștii care sunt aliați cu libertarienii nu cred că au neapărat o poziție corectă, nici conservatorii care ar spăla absolut toate păcatele atâta vreme cât există o uniformă albastră, nici ei nu cred că au o poziție corectă. În sensul că la un moment, da, deci presupunând că există, uite, presupunând că există un drept de portarmă, da? Și presupunând că există și o poliție, da? Privată, oricum ar fi. La un moment dat, polițistul trebuie să se intersecteze cu un posibil suspect răufăcător, da? Și acela poate să aibă arme. Da. Da. Și întrebarea e cum ai putea să rezolvi problema asta. Adică am văzut destule... camere. Destule cazuri în care, da, dacă vezi, camerele sunt de ajuns pe viitor, dar nu-i scapă viața polițistului în sine. Deci am văzut destule cazuri în care la traffic stop, a tras o mașină pe dreapta, se întâmpla, nu știu, că n-avea ceva la... deci complet, ce l-a oprit, da. Complet nicio legătură cu cazierul pe care l-avea individul respectiv, mașina nici măcar nu era a lui. Și polițistul s-a dus cum se face până la geam să ceară actele și a primit 3 glanțe în față. După aia ăla s-a dat jos și totul filmat pe cameră, ăla s-a dat jos și l-a executat acolo, că era singur pe mașina de patrulă. Și tu vrei să te ferești de chestia asta? Adică ce vreau să spun e cumva trebuie rezolvată problema asta, știi? Știu eu cum se rezolvă problema asta. Nu mai oprești pe nimeni. Nu mai oprești pe stradă.
ai numere de înmatriculare, îl filmezi din toate unghiurile, vezi cine e, dacă chiar trebuie să-l oprești, îl oprești cu niște garduri, cu niște camion, habar n-am, lucruri serioase, nu te duci, bună ziua, nu vă supărați ca să fii săriști, să fii împușcat. Nu te expui riscului, de ce să te expui? Deci dacă le-a luat o roată, nu știu cum. Să meargă cu ea, ce treabă am eu cu roata lui? Păi pune pe cineva în pericol. Eu zic că odată... Pericolul e zi de zi. Da. Așa sunt agenții de circulație, dar... Da. În general, poliția nu ar avea dreptul, adică nici acum nu are, de a proteja. El, polițistul, doar este folosit ca un deterrent împotriva criminalității. Okay. Dar prin prezența lui. El nu poate să zicem că aici vede un răufăcător și ce se întâmplă în momentul ăla. Până când răufăcătorul nu comite o infracțiune, polițistul nu are ce să-i facă. Doar, să zicem, un bodyguard într-un complex rezervat. Adică nu oferă servicii de protecție. Nu oferă protecție, da. Preventive, să zicem. Preventive din astea. Doar un bodyguard sau un angajat al unui complex rezidențial are dreptul, să zicem, vede pe unul și se pare lui că e suspect și nu locuiește în complexul respectiv, are dreptul și, să zicem, e legitim din partea lui să-l dea afară pe respectiv. Dom'le, nu-mi place de fața ta, ia-te de aici. Pentru a proteja. Pentru că, funcție de protecție. Pentru că acest bodyguard este mandatat expres de, expres, da, de proprietar de acolo. Și are dacă un mandat. Place, dacă nu-ți place de fața cuiva, ai voie să-l dai afară. Da. Asta nu e un abuz al lui. Nu e un abuz, da, exact, exact. Cum ar fi la poliție să te oprească că de ce ai geamurile fumurite. Da. O să nu mă vezi. Nu, dar au totuși o putere. Nu știu cine, parcă Murphy zicea, domne, când ne întrebăm care e mai tare, mafia sau poliția? Păi uitați-vă în Godfather sau care e mai tare? Adică să nu plângem nici atât de mult polițiștii, pentru uite, când vezi chestia aia în Sin City sau în toate filmele americane, domne, când știi că ai omorât un polițist, știi că ești terminat. Păi de ce? Ce înseamnă asta? Nu respectă legea. În filmele cu mafioți, când mai moare câte unul dintre ei, mai există. Dar și ei erau speriați. De cei care erau foarte toxici când au realizat că au omorât un polițist, știu că sunt terminați. Și asta spune multe, că zic ăștia, nu, sunt mai rele mafie. Nu sunt. Au legitimitate, au validarea asta, știi? Acționează drept. Este un caz... Nu mai țin minte ce libertarea a făcut public respectiva speță, și anume poliția are numai în momentul în care este în custodia ei și se întâmplă ceva, atunci ai dreptul să o dai în judecată și zice, domne, uite, când a fost în pușcărie sau în arest preventiv sau... Protecția martorului. Da, sau în, oricum, ei te rețin pentru anumite lucruri și pățești ceva, atunci, da, poți să... În rest, nu poți să zici, domne... Da. Nu sunt obligați. Nu sunt obligați. Da. Domne, aș vrea să dau o judecată poliția pentru că au venit hoții peste mine și am speriat și am fost furat. Aici, vrem, nu vrem, am ajuns la cum ar funcționa... Rezolvă cauzele de post. Exact. Cum ar funcționa o agenție privată? Păi, dacă ți se fură ceva, te duci la agenția de asigurare și zici, îmi lipsește acest lucru. Ei trebuie să-ți plătească despăgubirea, că așa e contractul, și după aia să prindă hoțul sau să asigure pe viitor, ok, și în colaborare cu tine, că nu se mai întâmplă lucruri din astea. Dar când astăzi poate să fie o grămadă de furturi, la un moment dat cineva politic o să se sesizeze, mă, poliția nu prea își face treaba, prinde vreo 10% din cazuri. Da, pierd clienți. Deci ea care nu oferă, păi tu ce oferi până la urmă? Da. Păi nu, că eu nu te apăr pe preventiv. Ok, mă pierd pe ce mă omoară aia. Da. Pierd clienți, pierd bani. Spus că tot în filmele astea, ziune, nu am primit telefoane de amenințare. Am așa. Bănuiesc că XYZ sunt politician la nu știu ce partid. Mă vorbesc cu ăștia. Polițiștii zic, domne, nu, ce să le fac oamenilor ăla? Așa cum spune Rothbard, nu e o amenințare iminentă. Da. Sunt niște telefoane. Păi da, dar Rothbard poate spune că e iminentă. Dacă... Da, un telefon totuși e. Esența... Zic că mă așteaptă, ce fac? Nu veniți acolo, eu mă așteaptă la intersecție cu Maghiel. Lumea de obicei încearcă să-și dea cu părerea
cum să se facă lucruri care sunt în domeniu, într-un domeniu specializat. Dar cum ar face? Ar intra să apere pe cineva sau nu ar intra să apere pe cineva? Nu e treaba noastră. Ei, ca specialiști care ar oferi asemenea servicii, ar lua această hotărâre de oportunitate. Intrăm peste ăștia și dacă greșim, suntem pasibili. Dacă nu intrăm, greșim mai rău, pierdem o grămadă de clienți. Da? Și calculul ăsta nu e treaba noastră să-l spunem, pentru că e și de la caz la caz, și de la zonă la zonă, și de la firmă la firmă, și în fine, da, exact. Un cumul de factori care... Sunt și riscuri, uite, poate dacă intri, uite cum intra rușii la teatru ăla, poate omori nevinovați, poate eu ca și client nu vreau de ăștia care omoară nevinovați, vreau să intervină chirurgi să targeteze, da. Păi când statul rus n-a pierdut clienți. Uite și aici cu războiul, îți dai seama că nu toți rușii sunt de acord cu războiul. Deci într-o lume libertariană, ăia 20%, 30% care nu erau de acord, plecau de la agenția de protecție a lui Putin. Acum nu se întâmplă nimic, deci merge. Adică se transmitea semnalul imediat în sensul ăla și se cauza o pierdere și aici iarăși, asta e o altă chestie care se întoarce mai târziu în capitol, faptul că statul este extraordinar de greoi în a pricepe, că nu... motivațiile nu ajung. În primul rând că nu funcționează după aceleași motivații și al doilea că semnalul nu ajunge la el. Da, pe când și câteodată chiar atunci când nu e vorba de stat însuși, dă el legi astfel încât se asigură că semnalul nu ajunge la părțile care ar fi direct implicate. Și spune, scuze. Plecând de la ce ai zis tu, că ai semnale rapide, în zilele noastre tu nu îți angajezi protecția pe drumuri și șosele, care nu e numai poliție, ca să o zicem generalizat așa, da? Nu ți-o angajezi, trebuie să o iei foarte pe ocolite, statul face chestia asta, dacă nu-ți convine la 4 ani, ai libertatea nespusă să alegi pe niște oameni. Dar serviciile care, iată, sunt foarte importante. Oamenii ce vor când se trezesc dimineața? Să se simtă în siguranță. Cine le dă chestia asta? Afecțiunea de acasă, în primul rând. Și după aia, servicii de genul ăsta, care sunt din comunitate, sunt angajate, poliție, tralala. Tocmai astea unde ar trebui să spui direct, nu-mi place produsul, țineți-l, nu mai dau bani, tu nu poți să alegi. Le-a băgat statul în cap, așa că n-a să... Da. Experimenteze ce le-a băgat satul în cap. Adică oamenii au senzație că nu s-ar oferi deloc serviciul. Da. Deci ar fi o nevoie. Dar oamenii doresc chestia asta. Da, are oamenii, au, există o cerere, dar nu apare oferta. Nu, e un mister. Doar la stat. La pantofi, oamenii vor să se încalțe, există pantofi. Oamenii vor să fie protejați, totuși n-ar apărea pantofi. Da, poliția. Bine, și motivul ăsta, cel mai, sau nu motiv, ci indiciu cel mai clar al faptului că ar apărea un asemenea serviciu, este că astăzi securitatea personală, da, așa cum este ea, piața distrusă complet de stat și hiperreglementată, da, prin urmare, oamenii cei mai bogați, da, își permit să acceseze acest serviciu de securitate personală. Da? Pe când restul săracilor, nu. Da? Exact așa ar fi fost... În piața liberă. Nu, în sensul la pantofi. Da? Ne întoarcem la pantofi. Pe vremea când pantofii erau făcuți prin bresle, da? Oamenii bogați de la vârf puteau să își strângă pantofii buni. Da, și țăranii săraci mergeau în pupinci. Sandale și pupinci, da, sandale. Sau în, mă rog, pantofi de lemn. Saboți, așa. Da. Nu, de aceeași problemă ca și cu Obama, care se reproșează portul de armă că formă de primitivism și el e înconjurat de... Deci i-a rămas, da, până în dinți, deci sunt 30. Niște nenorociți, niște... De ce? Na, ticăloșii asta. Asta ne duce la
Câtă protecție e nevoie într-o zonă? Și nu știm câtă protecție e într-o zonă. Cine știe cel mai bine? Localnicii știu cel mai bine câtă protecție le trebuie. Ce probleme au local acolo? Acum, ei, ca să hotărască chestia asta, ar trebui să e legitim pentru ei să hotărască lucrul ăsta. Și oamenii mereu să miră, că ăsta e subiectul, drumuri și străzi private. E cum să fie ele private dacă sunt publice? Păi, și am un exemplu foarte simplist. Ori vin niște oameni și unde nu stătea nimeni și apropiază o zonă și ei vin pe niște drumuri. Ei își lasă între ei niște drumuri. Drumurile alea nu pot fi ale tuturor, o să fie în esență ale acestor proprietari. Nou proprietari, apropiatori, legitim. În altă ordine de idei, nu prea mai găsim terenuri noi. Deocamdată. Deocamdată. Dar de-aia discutăm și ciudățenii din astea, în abstract, principial, Costel. Nu, dacă te puți pe alte planete... Exact, exact. Și după aia, dacă te... Blocul ăsta l-au făcut comuniștii. Cine e stăpân pe drumuri astăzi? Statul. Urmând statului comunist. Statul comunist a vândut... Stat, nu era comunist, pardon. Statul următor, cum se cheamă? Ăla e precursor și ăla e... Succesor. Succesor, mulțumesc. Post. A vândut blocul, palierul e un loc comun. Nu i-a rămas statului. Palierul, scara, acoperișul, subsolul sunt niște spații comune proprietarilor din acest bloc. Sunt comune ale asociației. Când blocurile sunt private, toate spațiile comune, la fel ca palierul, mi se pare că există această variantă civilizată să fie ale acelor proprietari. E o asociație, ai o zonă între niște drumuri mari. Păi, ale cui sunt drumurile alea mici? Ale blocurilor. Dar drumurile mari nu trebuie să le gestioneze și pe alea cineva? Păi, între cine sunt sau pe cine unesc? Că poți să ai două orașe care nu s-au unit niciodată peste muntele ăsta. Pe munți ăștia n-a muncit nimeni, nu e pământul nimănui. Și ei își fac un drum nou. Al cui e să fie drumul ăla? Al statului sau al acestor două orașe care au produs acest drum? Logic, al acelor orașe. Adică cum orașelor? Deci vezi, vrei să fie o conducere. Păi ei sunt o asociație de proprietari. Care... Da, sau nici măcar, uite, de exemplu, sau e, nici măcar, dar e o variantă. E un om întreprinzător, da, care are contacte și în orașul de partea asta a muntelui și în orașul de partea asta al alta muntelui și vede că oamenilor le-ar plăcea să se ducă la piață de aici dincolo și să se viziteze. Ok, și atunci se apucă el și taie până munte un drum, da, și cere bani. Și el nu are nicio treabă cu orașele și doar drumul ăla e al lui. Bine, că nici nu te lasă. Un drum privat. Nici nu te lasă. Nici nu te lasă, exact. Oamenii sunt... Păi și cum le faci? Păi da, într-o lume libertariană, prin aer, pe sub pământ, unde vrei le faci. Pe teleferic, pe Hyperloop, pe satelitul. Și am fost cazul din astea, chiar în România, în care anumite persoane și-au făcut drum, că... A avut o centură pentru, la un sat pentru că treceau tirurile și zguduiau casele. Și erau case de patrimoniu. Mă rog, și a făcut un alt drum, ei, au pus ei bani. Ei oamenii, deci nu fără implicarea primăriei. Fără nicio, așa, pe da. Terenurile lor, pe... Da, și așa. A venit ăștia de la CNADNR, au zis, băieți, decopertați, facem noi drumul, știm noi mai bine când, pe unde și cum. Radeți tot. Apropo de asta, deci sunt surprins că ei au zis drumul pe terenul lor și le-a zis radeți tot. O instituție a statului. Da, păi, mă rog. Probabil că o fi pe undeva prin lege faptul că statul are monopol pe, pe drum. Nu trebuie să ai autorizații de astea. Nu cred că e pe undeva, cred că e undeva foarte vizibil, nu e undeva ascuns, este chinuit să cauți. Da. Cred că e în primul capitol. Știi? Da, mi-aduce aminte că s-a întâmplat o chestie similară și în undeva în Anglia, știu că am văzut un clip de la Stossel mai demult, în care la un moment dat statul s-a apucat să repare drumul, să repare o bucată de autostradă
și urma să o repare în ceva de genul 2 ani de zile. Nu mai trece nimeni pe acolo 2 ani de zile. Și atunci s-a apucat unul la pub, s-a întâlnit cu fermierul care avea teren fix lângă unde era șosea și au stat vorbă, ăla a cumpărat terenul și s-a apucat să facă un drum ocolitor pe acolo cu, pe care să taxă ceară, taxă de drum, tot ce trebuie, drum privat. Deci, uh-huh. cum e de aici până aici era autostrada, de aici până aici e drumul, uh-huh. era drumul lui. Și da, au avut o grămadă de probleme, dar ce obțin în Anglia, unde common law și respect pentru proprietatea privată, culmea, se pare că e ceva mai mare, a ținut. Adică chiar dacă s-au apucat să-l frece cu inspecții și tâmpenii și așa, dom'le, drumul lui, lumea a trecut pe el, da, i-a dat bani și a scos și a recuperat investiția. Și interesant a fost faptul că de unde porțiunea aia de autostradă trebuia să se repare în 2 ani de zile, dintr-o dată s-a reparat în 9 luni. E ca și cum concurența a produs, da? O presiune pe piață să livreze. Uite, la noi, înainte de care acum tema... Cum recunoști un om civilizat? De unde știi că nu e un prost? Votează cu reper, nu? Da, dar ce politică publică? Politica publică, marca civilizației, digitalizarea administrației. Și o administrație digitalizată. Da, dar ce era înainte? Autostrăzi. Da, corect. Autostrăzi. Deci până să apară digitalizarea administrației și vrei să vorbești de... Deci care era diferența între stânga și dreapta? Care a fost mult timp în România? Stânga spărgea banii pe... Săraci, pe ajutoare, dreapta ce face? Autostrăzi. Ceea ce nu e adevărat, apropo, promitea, pardon. Promitea autostrăzi, dar mă gândesc că cel mai mare proiect pe autostrăzi, da, din România a fost semnat de guvernul Năstase. Promitea, am zis, n-am zis că și oferea. Acum e drept, s-a ales praful de el. Da? Nu, dar întrebarea e și cât e. Ne uite, neavând piață, nu știi. Dacă autostrada chiar e, nu știu, reflectă nevoile, da, cele mai urgente sau... Noi facem așa autostrăzi, știi, ca și cum mai face un șanț, știi? Bine, aici e greu să câștigi punctul ăsta în România. În România încă își doresc autostrăzi, sunt îndrăgostiți de idee. Bine, dar pentru fix, nu pentru asta, românii de fapt sunt îndrăgostiți să nu mai treacă prin orașe. Și pentru asta există o soluție și nu e deloc ideea mea, în care... important este să nu mai ai, nu trebuie neapărat autostradă cu toată infrastructura de autostradă. Așa. Poți să ai drumuri expres, practic să ai două benzi separate, să nu mai treacă prin localități, astea sunt amănunte tehnice. Dar tot drumuri noi trebuie să fie, știi? N-ai cum să dai la întors. Dar în foarte multe locuri nu-ți mai, le ai deja. Dar doar trebuie să le transformi în expresii. Pui așa, nu mai au voie să, păi să nu mai fie inter. La expres ce faci? La expres ai voie să mergi cu 110, pe autostrada ai voie 130. Și important e că nu se mai intersectează cu drumuri, nu mai ai intersecții, nu mai treci prin localități. Pleci din A, mergi. Și la expres treci prin localități. Nu. Nu tocmai asta, nu treci. A, te referai la expres. Deci, da. Ai drumuri normale în care treci prin tot felul de localități și ai expres, dar nu e autostradă, e mai mic, n-are parapeți. Și așa, unde știi? N-are unde știi? De poate urgență. Te crezi că ești pe autostradă și doar pe un drum expres. Păi e ok, pun ăștia un semn și... Depinde ce eticheta are în piept, evident. Îți dai seama. Hai să adresăm un pic și ideea asta că... Atunci când lumea dă cu nasul de privatizare a străzilor, evident, primul contraargument este, păi ce te faci dacă iau unul strada și nu mai lasă lumea să treacă pe ea? Apare altul care face o stradă lângă și lasă lumea. Nu face imediat. Tu vrei să te duci acolo la Lidl, dar la o face într-un an? Păi, în primul rând... Nu! Aici țin să te contrazic. Nu o face într-un an, o face mai repede. Dacă cerința este de așa natură încât... Deci dacă tu
vrei să mergi de aici, dacă tu vrei să mergi de aici, da, aici, da? Și pe porțiunea asta cineva nu-ți dă voie și nu ești numai tu care vrei să mergi de aici. 2 metri acolo. Da. Îi face într-o zi. Se rezolvă. Îți face ca la carantină, știi? Mergi pe ăsta care are proprietatea de aici, o să spună dăm 5 lei, te lasă trec. Nu, exact asta am vorbit cu ăla care a făcut drumul pe lângă autostradă. Uh-huh. Da? Ăla care are proprietatea de alături o să spună dăm 5 lei, te lasă, treci pe la mine prin casă, te rog frumos, numai atât, șterge-te pe picioare înainte să intri, și dintr-o parte și din alta. Dar în principal nu ajungi la genul ăsta de probleme. Exact, din cauza că de obicei oamenii o să-și mențină măcar partea aia din dreptul de proprietate care este dreptul de acces, nu e o... Servitute negativ. Da, ok, și asta e una. Eu credeam că vrei să dai răspunsul ălalt. Păi ăla care vrea să închidă strada, dar el ce interes are? Poate e adică nebun, nu ce... e treaba noastră. În afară de faptul în care e nebun și atunci da, o să se curețe în puțin timp, da? Ai un mijloc productiv de pe care tu poți să produci ceva, bani în esență, și tu spui nu, îl bag în conservare, pentru că așa vreau eu, nu vreau să salvez planeta, pe porțiunea asta am mai exclus. Deci atenție, nu e exclus asta, să ai un ierarhie, nu știu e ce. E foarte improbabil. Dar de ce discutăm totuși acest caz și pe care îl discute și Rothbard? Pentru că e foarte prezent obiectia asta. Uh-huh. Deci un om face un bac ca să nu intre nimeni acolo. Da, spune barieră. Așa gândește un socialist. Da. Dar de ce mai face dacă... Ca să facă în ciudă. Deci, argumentul unul de probabilitate. O să ai și oameni de așa. La o adică, dacă ține minte că cum înțelegem noi sufletul socialist, da? Ei chiar cred că asta e posibil. Adică lor, da, ei se uită cu jind la barurile altora și în care ei n-au voie pentru că sunt socialiști. Da? E așa că ei și imaginează că toată lumea le-ar face asta. Da, a zis că o proiecție. Da. Bine, da, la, fii atent, tot pe premizele lor, că ea sunt lacom, păi dacă e lacom, vrea să fie circulat drumul ăla, nu? Că poate mai lăcomia lui îl face, vrea banii ăla care circulă. Dacă îl închide drumul, nu mai e bifată lăcomia lui. Păi ori e lacom, ori nu e lacom. Păi nu că e rasist și rasismul bate lăcomia. Ok, poți să ai și cazuri de-astea, dar... E, și aici, exact la cazul ăsta, e ideea asta cu discriminarea, că socialiștii sunt foarte atenți la discriminare. Păi, și aici ne întoarcem la ce ziceam mai devreme. Păi, unul dintre lucrurile bune ale pieței libere și absenței reglementărilor este că ăla care discriminează își atrage asupra lui consecințele economice. Ori dacă tu dai o lege prin care nimeni n-are voie să discrimineze, atunci asta e, ăluia nu o să-i mai placă, dar cu siguranță nu mai trebuie el să-și atragă asupra lui consecințe. Adică toată lumea trebuie să discrimineze la fel. Discrepanța cu gândirea de stânga este că, în esență, de multe ori ei zic că proprietatea e furt. Deci de la un fundament din ăsta nu te înțelegi cu el. Adică ei zic, păi cum să aibă un om un drum când oamenii trebuie să meargă? E un drept ăsta al oamenilor, al tuturor, oamenii sunt niște libertăți, păi pe unde poate să meargă? Păi cum mai zicea și Costel, păi trebuie să aibă voie să meargă și prin casă pe la tine. Păi cum, pe la mine, pe în casă? Păi da, pentru că casa ta dacă o închizi e un furt față de bunăstarea... Comună, nu știu cum se numește. Și râsul de pe lume este cazul ăla a ajuns faimos în China. Știi? Da. Când au vrut aia să treacă, da, cu autostrada pe undeva, dar statul chinez, comunist, așa, au vrut să treacă cu autostrada, bă, și undeva era casa unuia. Și ăla a spus nu. Ok, a trecut pe lângă. A rămas. Deci dacă, se vede, există poze cu casa între dacă discuți cu Friedmanieni, cu Friedmanieni, nu David Friedman, Milton Friedman, un argument al lor prostat ține exact de chestia asta. Dai de un nebun, ce faci? Trebuie să-l forțezi. Te bagă într-o discuție despre externalități, despre bunuri publice. Statul chinez l-a ocolit. Din exemplu anterior, știi? La fel și într-o lume libertariană. Locuiesc, deci nu trec ca nebunii, știi?
pozițiile manielilor, că nu, uite, asta arată o limită ale, a pieței libere și că trebuie să treci prin casa lor. Deci că ce am avut în pandemie și restricții, când bunicii trebuia să iasă 2 ore, discriminări de tipul ăsta, bunicii peste nu știu câți ani, trebuie să iasă pe stradă, adică să folosească ceva public doar anumite ore, ei nu mai consideră lucrul ăsta ca fiind o nebunie din asta, unui proprietar, cum să folosești drumurile mele, știi, și accesul public la, accesul publicului la această resursă. Da, dar spune că e un interes public. Trebuie să pe viață. Păi asta este și e spirala aia, știi? Adică putem să discriminăm atâta vreme cât găsim altceva de salvat mai important. Mulți s-au întrebat cum ar fi funcționat drumurile private când o multitudine de proprietari ar fi avut, să zicem, legitimitatea să decidă ce se întâmplă pe drumurile lor. Domne, lăsăm, nu lăsăm, cu mască, fără mască, persoane în vârstă sau persoane tinere și așa mai departe. Și cum ar fi fost asta mai bine, mai moral decât ceea ce s-a întâmplat în pandemie când statele au decis ceea ce se întâmplă pe acele drumuri. Da, da, adevăr. Exact. În drumurile, când ar fi avut proprietate privată pe drumuri, unii ar fi decis să merg cu mască la mine pe drum, unii ar fi decis libertate ca și înainte, mergeți cum vreți, pe unde vreți. Și ar fi fost, într-adevăr, legitim să decidă ce se întâmplă acolo. Să precizăm că în pandemie statele au hotărât cine are voie și cine are voie să intre sau să treacă pe la ei prin țară sau le-a dat voie doar pe autostradă Ungaria. Dar statele nu sunt proprietari legitimi, zicem noi, pentru că n-au primit mandat. Adică obiecția asta... Sau transfer de proprietate. Etatiștilor care spun, ce s-a întâmplat dacă un nebun ar bloca accesul la un drum? Uite că s-a întâmplat. Exact. În exact. Pandemie, unul care avea posibilitatea la toate drumurile să decide ce s-a întâmplat. Dar mintea lor rămâne și încremenită în status, vă știi. Dom'le, există... Centura București, nu mai poate exista altceva. Înțelegi? Îmi zicea tata când a inventat scripeții prima oară și bă, niciodată nu va fi ceva mai... La fel și aici, rămână încremeniți în proiect. Dom'le, nu, cum să-i... Sunt drumuri prin aer sau drumuri pe sub pământ? Da, e metrou. Elon Musk chiar a făcut în Los Angeles, tot mai din cauza aglomerării traficului, între două obiective, un drum din asta, un tunel, da. Mai are de lucru la el. Mai are okay, de lucru, dar uite, vreau se să încearcă, piața liberă încearcă. Exact. Bine, și există, soluții. Uite, în orașe super hipercongestionate din Brazilia, gen São Paulo și așa, acolo a apărut transport, da, taxiul cu elicopterul. Se înspre de la helipad la helipad, se... Da. Vrei să zici ceva? Mă gândeam la obiecția asta, uite. Auzită la cafenea la un libertarian român. Dom'le, într-o lume libertariană vei avea mai multe reglementări. Era o predicție. Da. Și eu aș avea două obiecții la asta. Una ar fi că tu acum ai deja un spațiu de mișcare. Să zicem, în casă la tine ai 10 reguli, știi? Ce ar fi nou într-o lume libertariană? De ce s-ar tripla acele reguli? Pentru că tu, înțelegi, ai libertatea acum să multiplici acele reguli. Ai spațiu de... E libertate, ce să mai... Deci asta e prima obiecție. A doua obiecție, și zice Rothbard aici, dom'le, dacă un proprietar le cere chiriașilor să vină la cravată, pierde, nu? Pierde clienți. La fel și lumea libertariană, dacă pui prea multe restricții, tu dacă la McDonald's, care ești industrie de scală, le cer să vină la cravată, se prăbușesc vânzările. Adică ai un... Uite, și dacă ne uităm și la... corporațiile astea alimentare sclifosite, Lidl și nu știu ce, uite că nu cereau mască. Deci când sunt ei CEO de la sclifosit și nu știu și cu mască și cu salvezi vieți, nu cereau mască. Deci până nu le-a pus statul și da, cum a scos statul, cum au scos-o și ei. Da. Deci ei sclifosiții sclifosiților n-au
Când ar fi putut să o păstreze. Da, după aia. Putea fi decizia lor. Dar uite că au mers pe bani, nu pe ideologie. Păi, de-aia au scos. Pentru că... Da, mă rog. Nu, ideea asta cu masca e, ei se apărau cu ideea că statul îi forțează. Da? Dacă ar fi îndrăznit să o păstreze după aia, l-au foc. Uite, apropo de variante de alte lucruri care ar exista într-o lume liberă. Dacă ai o asociație de proprietari într-un cartieruț, mai mare, mai mic, și ei sunt proprietarii legitimi. Și astăzi, în ochii mei, ei sunt proprietarii legitimi, nu primăria, nu statul. Ei ar putea să hotărască pe străduțele dintre ei dacă să fie parcări, tarabe, festival, cât să coste, între ce ore. Mai multe cartiere s-ar inspira unul de la celălalt. Uite ce bine fac ceilalți, noi de ce nu facem altfel? Și mereu problema este, păi sunt foarte mulți oameni, e foarte greu să coordoneze. Da, e adevărat. Haideți să facem, să ne chinuim cu această coordonare, nu e greu. Să fac niște ierarhii, niște linii de comandă, niște feedback-uri pe care le-ai avea. Astăzi nu ai feedback către primărie. Îi spui, domnul primar, mă deranjează cu tare. Și poate până ajungem mesajul, mai durează, da. Plus că e vorba și de diluarea puterii, da? Da. Tu îi spui, domnule primar, mă deranjează ceva, păi el a luat cât? Un milion de voturi, da? Ok, îl deranjează pe unul. Nu-i nimic, las. Da? Pe când cu cât discutăm, aici te legi un pic felul în care prezintă problema, se duce un pic pe ideea asta descentralizării, da? Un cartier... e mai puțină lume acolo, e mai ușor să te înțelegi, e mai ușor să te coordonezi pe o scară mai mică, da, decât un oraș întreg, decât un sector, de exemplu. Știi, ca să nu mai vorbim de ceva de genul 2-3 quartale, da? Și o chestie care ține de poluare, de agresiuni. Poți să zici, păi și bine mă, în cartierul ăsta al vostru libertarian, nu tot cu majoritate democratică o să se ia hotărârile? Răspunsul este că nu o să se ia cu majoritate democratică. Dacă cineva poate să demonstreze că este agresat, lucrul ăla nu o să se mai facă, pentru că o să fie respectat dreptul lui de a nu fi agresat. În proprietatea lui și în felul în care își duce viața. Pe ce într-o firmă nu decizi, nu poți decide. Păi da, firma e un acord în care intri de la început, da? Adică și în cartierul ăsta... Păi nu, ce ai putea să zici că e o firmă? El e acționar. Ideea e că asta pe care o spune Alex aici, majoritatea democratică, în sensul că nu o să fie impus ca standard. El poate să existe în continuare, dar în clipa în care suntem toți de acord cu el, da, adică ne asumăm că luăm o decizie în sensul că toată lumea votează și majoritatea este și atunci iese așa, da? Asta nu mai e același lucru cu majoritatea democratică așa cum e înțeleasă astăzi, da, pentru că noi ne-am asumat să jucăm după regulile astea și ce iese, iese. Și dacă nu vrem să jucăm după regulile astea, atunci înseamnă că avem o putere de negociere și poate majoritatea aia dintr-o dată trece la 2/3, trece la 3/4, trece la unanimitate. Plus că într-o asociație din asta o să te lovești mereu de problema blatiștilor, free riders. 90% din asociația să vrea să asfalteze străzile dintre ei cu cupru. 10% zic că noi nu dăm bani pe așa ceva. Păi dar nu o să mergeți și voi pe acolo? Și procentul ăla de 10 o să crească, că o să fie mulți care o să vrea să beneficieze, dar nu o să plătească. Ce o să se întâmple? Păi aia 90% sau 50+1 nu ne interesează. Aia ori se oftică și nu mai fac. Ori fac. Ori fac și nu mai pun cupru, ci pun un aliaj mai ieftin. Uite, asta mi se pare, mi se pare dubios la argumentul ăsta. Adică lucruri pozitive poți să le alegi cu unanimitate sau cine vrea să le facă, iar lucruri negative poate să le oprească oricine dovedește. Ca să simplific cum aș zice eu. Ok. Uite, asta mi se pare suspect la argumentul ăsta cu blatiștii. Deci, când discută chestia asta,
Păi și dacă chiar ai unii care vor să facă chestia și țin să se facă acel pod. Ok, e ofticat că nu plătește vecinul, dar el vrea, are nevoie de podul ăla să circule în parcele reale. Deci impresia pe care ți-o dau ăștia e că ăla e atât de ofticat încât nu... Vrea să moară, da, preferă capra vecinului. Mai bine sărac decât... Da, da, e, așa, uite, e bun exemplu ăsta cu podul, da? Deci, să zic, e un lucru nou. Să zicem, da, poți să-l taxezi. Să, exact. Să zicem că ai opțiunea, unul la mână, da? Să cer taxe pentru cine treci pe el. Și da? Nu e acționar. Și nu e acționar, de exemplu. Și atunci aia care vor să-l, o să-l plătească. Deci ei zic, domne, noi n-avem nevoie de podul ăsta, uh-huh. Da? Păi perfect, n-aveți nevoie de el, atunci nu sunteți acționari, da? N-ați plătit pentru el, dar dacă mergeți pe el, o să plătiți. Înseamnă că, da? Aveți nevoie. Înseamnă că aveți nevoie, da? Eu am nevoie de bani. Ți-ai schimbat părerea, asta odată. Sau a doua chestie, pot să spună ei că uite că ca să faci podul, trebuie să treci și pe proprietatea lor, de exemplu. Uh-huh. Da? Păi ok, asta înseamnă că ei au participat. Uh-huh. Chiar dacă n-au nevoie de el și n-au plătit altceva, plătit. Da? Ei au participat oricum, cu cât au considerat ei, în sensul că dacă te-au lăsat să-l faci, da? Uh-huh. Au participat, au contribuit oricum. Natură. Da. Da. Da, și ăla se evaluează în bani până la urmă. S-a pus să le dai bani. Da. Ok, a trecut de problema securității, discutam deja de ceva vreme de reglementări. Uh-huh. Și aici, la reglementări, avem discuția asta cu regulile de trafic. Am menționat Costel pe povestea cu orașul de fabrică în care ăla vrea să ia costum. E pe bune, s-a întâmplat. George Pullman îl chema. Și întrebarea e asta. Dom'le, dar regulile de trafic, dacă fiecare are bucata lui, bucățica lui de stradă, n-ar degenera, adică nu s-ar mai putea, nu s-ar mai înțelege, fiecare poate să zică, dom'le, pe aici se merge cu 30, pe aici se merge cu 90, pe aici n-avem viteză, pe aici avem nevoie de centură, aici n-avem nevoie de centură, lăsând la o parte faptul că într-o lume libertariană centura nu are niciun sens, dar nu are niciun sens să o impui tu fiind proprietarul drumului, asta zic. Și întrebarea e, nu e nevoie de o organizație centralizatoare, da, care să vină și să spună nu, se conduce așa, și dați un așa examen așa, ca să vedem că știți și fără n-aveți voie vă băgăm la închisoare. Și un răspuns ar fi următorul, dacă oamenii ar ieși după toată asuprirea asta stângistă, și-ar zice, de acum încolo fac ce vreau eu. Unii ar pune 30 și unii 90. Să ne imaginăm că ar trece printr-o lume ciudată, așa, haotică, în care unii ar pune bariere, unii nu s-ar înțelege cu vecinii. Ce s-ar întâmpla? Lucrurile ar merge foarte prost. Oamenii văd că lucrurile merg prost și s-ar coordona între ei să existe niște reguli coerente. Nu există o explicație rațională pentru care lucrurile ar merge prost la nesfârșit. Uite, și asta e în cel mai rău caz. Bateriile de la telecomandă, de ce le fac? De ce n-ai avut aceeași problemă? Da. Că unii făceau bateriile mai mari, alții mai mici. Nu te potriveai niciodată, știi? Cumpărai bateriile, nu se potriveau. Nu, s-a mers către standardizare. Bine, cineva poate să spună la ce a făcut UE compatibilitatea. La încălătoare, acum la încălătoare. Uite, fără UE n-aveai... Stau să mă gândesc dacă nu cumva și standardul ăsta la baterie era... Nu e. Reglementat? Dacă nu era reglementat de undeva, că prea... Nu, că prea sunt la fel. Că prea erau la fel și pe vremea războiului rece, la asta mă gândesc. La casetele video știu că au fost două standarde și a câștigat unul, dar... Da, a câștigat prin piață. Prin piață. Două protocole de internet, tot așa, TCP-IP-ul și IPX-FX-ul. Da. Câștigat TCP-IP-ul. Deci lucruri care nu au fost impuse de niciune și... Tastatura. QWERTY, standardul ăsta de tastatură. Da, și da. Care nici nu este cel mai eficient. Da, nu e nici pe departe cel mai eficient. Dar e și care e tastatura Dvorak care e rotund, mai... așa? Nu, e o altă așezare care e științific dovedit că dacă
te antrenezi pe ea, poți să obții o viteză mult mai mare de tastare decât... Da, dar vorbim de eficiență în lumea reală, dacă ăla eficiență dea cu sapa, nu știu cum. Chiar dacă savantul științific calculează că sub un unghi cade sapa, el e mai eficient țăranul, știi, mergând tradițional. Știi? Iau niște criterii de-astea perfecționiste, știi, de inginer, domne, așa... Mm-hmm. Și atunci așa ar fi ideal, știi, așa. Și atunci trebuie să fie o organizație centrală, undeva, o universitate care să se gândească și să le scoată. Nu, dar sunt, vezi că sunt articole pe Mises. Deci în alea cu externalitate, mi se pare că a fost chiar ăla care a făcut Dvorak, știi, care a încurajat chestia, știi? Înțelegi? Adică a avut o chestie complet baiasată. El spunea că nu e, că e mai eficient al lui. Aha. Înțeleg. Da. Se baza pe, e ca și cum făceam un studiu pe Brăște, dar a făcut Vale, știi, el susține că... Sau care e cea mai bună adică a fost și o chestie de asta. A fost și o chestie asta, dar sunt și alte răspunsuri, gen, nu domne, și pe eficiență și pe alți parametri, e bună asta care s-a... Nu știu subiectul, dar știu că se discută, știi, se... Adică cu asta îți dă în cap, știi? Da. Bine, Rothbard are două exemple aici foarte frumoase. Prima a fost felul în care s-au înțeles companiile de căi ferate din Statele Unite, care s-au, ei au ajunseseră să se extindă, da, anumite companii în anumite zone, da, să controleze și atunci au vrut să asigure interoperabilitate și au lăsat și companiile vecine și concurente să treacă cu vagoanele pe șina lor și au avut grijă să cartamentul să se potrivească, deci ca să nu fie cum e când vrei să mergi. Bine, la ăsta pot să spui că acum e un pic de avantaj, știi, că în sensul că, cu schimbarea cartamentului către ruși, știi, un pic de avantaj în sensul că dacă ei vor să vină încoace, le ia mai mult. Da. Dar teoretic o piață care e interesată să facă schimb, da? E interesată să coopereze, e interesată să ajungă la standarde comune. Așa cum mai zici tu cu aia, cu internetul, cu standardul TCP/IP. Da? Că internetul, practic, ca să crească, trebuia să aibă acces. Ca să aibă acces, trebuia să fie o metodă relativ unificată. O altă idee e ok. Și ce te faci dacă sunt unii, domne, care vor să fie ca ei, să fie neapărat ca ei. Uite cum e Apple, de exemplu, da? Uh-huh. Și ei vor să rămână pe sistem cât mai proprietar, hardware proprietar, și așa mai departe. Ok. Până și Apple, da? Au zis da la standardul USB, da? Care ei aveau inițial un standard concurent, da? Îi spunea FireWire și primul mergea mai repede, al doilea mergea comparativ cu USB 2.0, deci primul mergea mult mai repede decât USB 1.0, al doilea mergea comparativ la fel cu USB 2.0, așa, și la USB 3.0 deja ok. Au zis, ce dăm, ăsta e cel mai bun, știi? Fără să trebuiască să-i forțeze UE. Ce exemplu mai era cu protecția privată de căile ferate, care era foarte bună? Poliția, da, poliția privată, că se punea problema cum ar putea să funcționeze o poliție privată. Păi s-a făcut-o, în sensul că a fost o perioadă în Statele Unite când era la modă să dai jaf la tren, da? Trenuri cu care duceau banii minerilor, duceau banii de col, se plimbau foarte mulți bani cu trenul și atunci era la modă să dai jaf la tren și a apărut o poliție privată feroviară, da? Companiile feroviare fiind private la vremea respectivă și poliția asta privată nu numai că a avut un grad de rezolvare a cazurilor extraordinar de mare, a rezolvat și problema jafurilor de tren și astfel încât până pe la 1929, zice Rothbard, ajunseseră să fie cei mai bine văzuți chiar și de către agenții
Da, agenții de stat. Cărtura leftiști. E, și o altă chestie în privința standardizării este vorba de fusurile orare. Deci înainte ca trenurile să se dezvolte, da, existau numai în Statele Unite existau 54 de fusuri orare. În sensul că fiecare oraș mai mare cu zona din jur își lua ora de la ceasul din centru. Din centru pieței. Și la fel era și în Europa, mă rog, în Marea Britanie mai exact. Și presupun că și în Europa la fel. E, în clipa în care trenurile au început să meargă, da? Și au început să meargă cu oarecare consecvență, da? Se punea problema editării unui mers al trenurilor, da? că trenul ăla e bun, dar trebuie să și știi când vine, când pleacă, când ajunge, unde se duce. Ok. E, și nu puteai să pui, imaginează-ți cum ar fost să scrii un mers al trenurilor, da? Care pleacă la ora 2, ora Bucureștiului, ajunge la 2 și un sfert, ora Ploieștiului, da? Deși el face 45 de minute, okay. Da? După care ajunge pe la 3:40 la Sinaia, ora Sinaiei, evident, așa, deși între Ploiești și Sinaia mai face doar vreo 40 de minute. Ok, era un haos total, ar fost un haos total. Nu știu dacă în România s-a întâmplat exact așa, dar în Statele Unite s-a întâmplat exact așa. Și atunci companiile de cale ferată au unit fusurile astea orare din America, da, de la 54 la cele 4 care sunt și astăzi. Întrerupem emisiunea să vă aducem aminte că dacă vă place ce se discută aici, aveți jos un buton de like, de asemenea un buton de subscribe dacă vreți să mai vedeți și alte povești de genul ăsta. Dacă vi se pare că altcineva ar putea fi interesat de ce vorbim noi aici, aveți tot la fel jos un buton de share pe care vă invităm să îl utilizați din toată inima. Smash that like button. Exact. Și dacă cumva sunteți darnici de mână, tot în descriere o să găsiți și un link spre contul de Patreon. Un alt punct important pe care îl spunea Rothbard aici și mie place pentru că mi s-a părut o chestie foarte originală, este faptul că noi astăzi, în sistemul pe care avem, noi nu avem prețuri corecte pentru drumuri și străzi. Și că unul dintre motivele pentru care există atâta aglomerație e și ăsta. Faptul că pe folosirea drumurilor ne lipsește sistemul de prețuri. Că ele astăzi sunt extraordinar de subvenționate, în sensul că pe de-o parte statul le construiește, pe de-o parte statul le întreține, da? Dar dacă este să faci abstracție o secundă de la ideea că taxarea e furt și să urmărești banii care se duc, deci, ca și cum s-ar duce de la cetățeni către companiile de drumuri care construiesc drumul, apar niște fenomene ciudate, în sensul că toată țara subvenționează practic drumurile și străzile din orașe și din cele câteva autostrăzi care, să zicem, sunt mai, mă rog, în România sunt câteva, da, care sunt mai tranzitate. În sensul că pentru autostrăzi plătește și țața Leana din fundul dealului care ea n-are drum până la poartă. Păi și nu-i aduce mâncare? Ce? Păi nu știu, dacă are la doi pași, are chioșc acolo. Păi asta zic că nu are. Și chioșcul e undeva jos în vale, da, la intrarea în sat și asta în fundul satului, undeva unde nici nu ajunge drum până la ea. Dar ea plătește pentru autostradă. Păi nu, mă gândeam că îmi vine aia cu marfă, cum știu. Pâine, nu se mai indirect profit. Nu de se metrou, poate e o chestie unde vezi și mai bine, că metrou e clar. La metrou, se vede cel mai clar, da, și asta e, de asta vor și clujenii să-și tragă acum metrou ca să nu fie
ca să nu mai plătească toată țara un serviciu doar pentru București. Să fie și pentru Cluj. Să fie și pentru Cluj, da. Pot spune că tot nu beneficiază la fel de mult ca un navetist sau ca un șofer, ca un... Da, nu, păi uite, companie... face referire Rothbard la ideea asta că un profesor la o universitate, mă rog, a estimat costul construcției drumurilor expres în felul ăsta și ele sunt undeva între 6 și 27 de, erau la vremea respectivă, mă rog, carte totuși scrisă în anii 70, între 6 și 27 de cenți pe vehicul milă, pe când în rural costă doar 2 cenți, deci undeva între de 3 ori mai ieftin sau de 10 ori, nu, de 15 ori mai ieftin aproape, da? Pe când banii se iau de la toți la fel. Deci clar se duce o subvenție către drumurile astea. Aici pot spune ce înseamnă congestia. Congestia înseamnă o criză. Cererea e mai mare decât oferta. Cineva spunea că o congestie e un semn al ciocnirii între capitalism și socialism. Mașinile sunt produse capitalist, drumurile sunt produse socialist. Mașini sau lucrurile de parcare, ca să fie sportul Bucureștiului. Nu, dar asta fie analiza economică. E cerere mai mare decât oferta. Exact. Tendința asta e să... Și în sănătate și peste tot. Și crește, explodează cererea și scade oferta. De exemplu, când e reglementări, scade oferta. Uh-huh. E o inundație. Și ce zice Rothbard? Că ce s-ar întâmpla în mod normal, da? Atunci când cererea e mult mai mare decât oferta. E atunci prețul crește. Prețul ar crește. Exact. Și scade. Rapid ar veni și o ofertă. Și ar veni o ofertă mai mare. Scade cererea și crește oferta. Da. La un nivel de echilibru. Exact. Pe când ce se întâmplă de fapt, în realitate, se construiesc într-adevăr drumuri, dar drumurile astea în continuare sunt subvenționate, da? Și sunt făcute gratis pentru consumatori. Pentru consumatori. Și atunci avem de a face cu situații din astea în care nu înțelegem de ce, chiar dacă se lărgesc drumurile și se creează centuri ocolitoare, așa, problemele din trafic nu dispar și cumva tinde să circule ideea asta că drumurile, oricât de... Asta circulă ca un truism aproape a ajuns, deși uite că are o explicație foarte normală și logică și economică chiar, dar a ajuns ca un truism. Oricât de mari ți-ai face drumurile, ele tot au să se umple de mașini. Că scopul lor este să se umple de mașini. Da, da. El vorbea acolo și de prețuirea pe kilometru, nu pe loc de parcare, pe alea din centru sunt mai scumpe, știi? Adică el spune că piața ți-a reflectat mult mai bine preferințele. Da, o altă chestie ar fi exact o problemă a locurilor de parcare, în sensul că ea este privită astăzi foarte, foarte alandala, în sensul că statul vine, îți zice, uite, aici sunt niște locuri de parcare, folosește-le. Costă atât, folosește-le. Și după aia se miră, domne, de ce nu le folosesc, de ce rămân goale? Păi, de obicei rămân goale pentru că alături e gratis. Și atunci, vine, cerere, și, atunci, și atunci vine statul și spune, da, sau nu e ce, uite, de exemplu, cum e aia cu... toată lumea e, toată lumea socialistă e șocată de ce nu, sau moralistă să spunem, de ce stă parcarea aia goală la, unde e, la Străulești sau unde e, de ce stă gol de atâta timp? Păi, poate că stă gol pentru că nimeni nu-și asumă responsabilitatea acolo, adică tu vii, lași mașina undeva într-o zonă rău famată, da? Și
Ok. Da. Mulțimii nu încerca pentru că scopul era să își dai mașina acolo și ca să te sui în metro și te duci mai departe. Bine, asta e partea deci a doua. Așa au venit-o experții. Asta e partea a doua. Oamenii, dom'le, n-am nevoie nici de metro, mă duc până aici sau am nevoie de mașină, că car niște lucruri, că sunt niște... Că sunt niște lucruri pe care poți să le fac doar cu mașina sau nici măcar, uite, să spunem că nu te să spunem că doar te duci, dar stai în, nu știu, ce e mai sus de Mogoșoaia, în zona aia sau Buftea? Mogoșoaia. Ok, tu stai în Mogoșoaia și vrei să te duci la serviciu în Piper, da? Păi ce o să faci? O să iei mașina până în Park and Ride-ul Străulești, da? De unde o să iei un metrou care te duce până la Gara Basarab, da? Acolo te apuci și schimbi metrou. E un alt metrou care te duce până la Piața Victoriei și de acolo iei și schimbi metrou. E un alt metrou care te duce până în Pipera și în buna tradiție de acolo, mă rog, de pe vremuri, nu știu, acum poate s-au mai schimbat lucrurile, din Pipera când ieși de la metrou trebuie să iei un microbus pus la dispoziție de firmă ca să te ducă acolo unde lucrezi tu. Da? Păi... pe ce lume ar face asta sens? Ca de obicei. Și ce faci? Te duci direct? Păi te duci direct cu mașină. Păi de ce? Că e o aventură. Să... Da, e... da, te mai gândești. Așa, mai la, întârzi. La 12. Foarte mulți o să dea vina pentru că, nu știu, ori nu le place libertatea, ori n-au destule imaginație. O să dea vina pe planificarea proastă. Da, e adevărat, trebuie să schimbe de două ori metrou, dar asta e o problemă da, a planificării. Nu e, trebuie să mai băgăm mai mulți bani ca să luăm niște planificatori ca afară, cum îi alegem? Păi, votăm mai tare sau nu știm, pentru că lucrurile astea nu se discută. Pentru că dacă ajungi să discuți lucrurile astea, oamenii te gonesc și zic, eu nu fac politică, când de fapt noi mereu discutăm administrare, management. Până la urmă, politica ar fi doar cum să armonizăm pe o plajă mare de populație niște preferințe. Dar preferințele nu sunt administrare. Dar de multe ori când zici, păi PSD-ul a făcut X și lumea zice, nu discut politică. Păi nu e politică, e administrație, e management. E propunere de policy de execuție, mă rog. Da, dar nu poți face, uite când zicea Cioloș mai de mult. Dincolo de stânga și de unde ești tu, dincolo, sunt democrați. Da, se vede. Profesorul Aligică zicea, mă, nu poți face, că sunt niște discuții totuși, chiar și în alea tehnice, de unde vin banii, știi, cât să taxezi. Adică sunt conflict între stânga și dreapta. Da. Uite, chiar și aici, vorbim de... stimulente. Hayek nu spune că nu există planificare privată. Spune doar că aia privată care stimulente, chestii de cunoaștere mai bună ca aia de stat. Tu ai dreptate. De fapt, eu voiam să zic că oamenii, interesul oamenilor ar fi să o numească cum vor ei, să o numească politică, tocmai să discute despre lucrurile astea. Nu să fugă de ele, să zică, se ocupă niște experți, eu nu discut, eu îmi văd doar de treaba mea și experții să aleagă. Păi, da, vezi că îți afectează viața de zi cu zi. Asta încercăm să detaliem în discuțiile astea. Pentru că nu există, deci pe masă nu există opțiunea libertariană. Nu există opțiunea privatizării. Nu există opțiunea privatizării educației. Deci nu există opțiunea asta de masă. Și totuși ei încearcă să facă o chestie de genul ăsta, să mimeze cam cum ar fi în piața liberă și toate că nu o nimeresc totdeauna. Și în România a fost propunerea asta să plătească accesul în centru. Mm-hmm. Aici o să se întoarcă. Dar în Londra știu că există chestia asta. Mm-hmm. E o taxă pentru a te pleba cu mașina prin centru și se pare că sunt niște senzori care, sau niște camere video care te... Da. Citesc și... Da, și mai sunt tot felul de alte. În general, în țări care au, mă rog, orașe cu centru istoric, de exemplu, mă gândesc acum la Pisa, de exemplu, acolo, tot la fel, în centru, nu poți să te bagi cu mașina, n-ai voie. Adică, mă rog, ai voie contra unei taxe. Uh-huh. Da, și, sigur, mai sunt și altele.
Mi se pare că auzisem o poveste cu câțiva ani că în Helsinki vor să facă la fel. Nu știu dacă a trecut sau nu. Da, parcă tu nu reușești. Și ce? Se elimină congestia? Nu. A, nu. Deci e taxa prea mică. În primul rând, nu știu cât se gândesc cum să o... cât de mare să fie taxa, cum să o perceapă. Aici în România se vorbea despre bucureștinilor un preț, cei care sunt din afara Bucureștiului alt preț și așa mai departe, știi? Prețul nu e dinamic, trebuie să treacă prin tot consiliul de hotărâre. Da, de... exact, aia e o, în primul rând e folosit greșit cuvântul preț acolo, da? E o decizie administrativă. Da, 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 da. Da? Exact, nu e un preț. E o taxă. Un preț ar fi, așa cum îți fluctuează prețul la taximetria asta alternativă, ai putea să ai, cum toată lumea deschide o app de navigație ca să ajungă dintr-un loc într-altul, ar putea să vadă, așa cum astăzi pe app-ul de navigație vezi cât timp îți ia să ajungi, care și timpul e un fel de cost, da? Da. Ai putea să ai prețuri în bani. Vrei să treci prin cu tare loc, la ora asta te costă atât, sau tot timpul te costă, sau mă rog, ai avea niște lucruri și ai putea să alegi, ok, vreau să mă duc, dar mă duc mai târziu. Și da, știi că care sunt preferele. Unul dintre lucrurile pe care le zicea Rodolac e că exact, ar putea să varieze prețul pentru un sector de drum în cursul zilei, în funcție de ocupare. Că exact, dacă acceptăm ideea că cererea și oferta, fiind dinamice, poate să influențeze prețul, el poate să influențeze și la nivel de minut. Da? Cum... Ne aducem aminte, în pandemie exista discuția asta, se făceau niște, erau niște ore în care se făcuseră niște ambuteiaje din punctul lor de vedere pandemic. Da? Erau prea mulți oameni pe metro și au făcut așa un apel pentru că ei nu înțeleg să-i lași pe oameni să coordoneze și nici oamenii nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Oamenii așteaptă hotărâri de la experți și au zis să vină unii, faceți cumva ca unii să vină mai târziu la serviciu ca să mai fie aglomerații în transportul în comun. Da, uite, asta e o chestie pe care o avem, știi, bă, când am citit prima oară capitolul, mi-a picat fisa asta, că noi nici măcar nu știm cum ar putea să arate lumea noastră într-o lume liberă, tocmai pentru că lumea în care trăim astăzi a fost atât de mult distorsionată de subvenția pe drumuri. Da? Pentru că, uite, dacă, de exemplu, drumurile ar fi avut un preț corect pentru utilizarea lor, ar deveni o povară, da? Pentru poate de până și cultura asta de a lucra neapărat de la birou. Mă refer la locurile în care chiar se lucrează de la birou, dar nu acolo unde te duci, dai cu ciocanul sau să sudezi sau să dai la cheia de 14. Da? Acolo unde ești, unde teoretic ai putea să-ți faci treaba de acasă, unde s-a văzut în pandemie că poți să-ți faci treaba de acasă. Da? Ok, poate că acolo ar fi existat deja cultura asta de a lucra de acasă sau poate că ar fi fost deja ideea asta de a veni și pleca în serii decalate de la muncă, da. Deci, cred că zicea ceva și de codul muncii, că ăsta ar apăsa. Deci programul de lucru. A, că e obligatoriu, da, n-ai voie să-l chem mai târziu. De la 9 la 5, ai o chestie. Și domnule, de ce ne aglomerăm în intervalul ăsta? Păi uite, reglementarea care... Dacă scoți obligativitate, da, să vin că... Nu cred că e, că... adică nu cred că e atât de... Cred că e doar legată de numărul de ore. Nu cred că e și pus... Și plajă circadiană. Da, că okay. Eu în trecut am lucrat la ore foarte flexibile. Și asta, mă rog, și în funcție de faptul că lucrai cu străinătatea și acolo e altfusora. O altă
un alt loc unde se împotmolește, spune el, până la Rothbard, imaginația oamenilor atunci când vine vorba să-și imagineze, domne, cum ar fi drumurile private. E asta, că noi am tot vorbit acum despre prețuri, prețuri pe drumuri, prețuri pe așa, și lumea zice, păi bun, și cum crezi că, cum s-ar putea plăti aceste taxe, mă rog, aceste prețuri de folosire a drumurilor? Eh, cum? Fiecare om care deține drumul, da, o să pună o barieră, da, și tu o să vii cu mașina, te dai jos, oprești motorul, scoți portofelul, zici, uite, trebuie să dau cash, te urci înapoi, se ridică bariera, tu treci, coboară bariera pentru următorul și începe din nou dansul. Nu? Numai așa s-ar putea face, complet ineficient. Dacă vrei să faci un film absurd, din ăsta de autor, da, ar fi interesant asemenea mișcări, totuși în viața de zi cu zi, oamenii nu ar face chestia asta și deja se vede că sunt folosite mereu senzori, automatizări. Camere video. Camere video, da. Dar la în centru, mi se pare că așa e, pe camere video, toată treaba. Sau cu, cum îi spune, cu... din astea de RFID-uri, da, radio, cum, da. Când e astea care intră la aeroport și care sunt autobuzele, de exemplu, care intră la aeroport, da, se deschide bariera automat, că îi vede, da. Are un emițător, ăla prinde semnalul și îi dă mai departe. E, și o altă problemă pe care o avem este și asta, că nu numai viața, da, de care am vorbit până acum s-a schimbat datorită subvenției astea în drumuri, ci faptul că, na, ca de obicei, atunci când introduci o subvenție, distorsionezi și industriile concurenței alternative. Și spuneam că Elon Musk cu tubul, da? Dar faptul că s-au turnat atât de mulți bani în infrastructura auto, da? Și de ce s-au turnat? Asta e o altă chestie, da? De ce au ajuns să se toarne bani în infrastructura auto? Pentru că, așa cum am mai spus cu câteva emisiuni în urmă, da? Americanii au zis că e ok, au vrut să facă, mă rog, au avut un proiect de stat de mobilizare în cazul unui atac atomic. Da, în anii 50 ei și-au apucat să își au pompat o grămadă de bani în infrastructura de autostrăzi din America, tocmai ca să poată să mute rachetele atomice dintr-un siloz în altul, în cazul unui război, cât mai, deci dacă, de exemplu, în anumită zonă poate să cadă, da, bomba, ei să scoată tot ce trebuie de acolo, să pună pe camioane și să ducă în altă parte, unde nu e. Ok. Și s-au apucat să-și construiască rețeaua asta, da, de autostrăzi. Și atunci lumea liberă s-a uitat la America, a zis, faceți asta? Înseamnă că e bine, facem și noi. O țară ca afară. Facem, exact, facem o țară ca afară. Întâi Europa, da, s-a apucat să facă o țară ca afară și după aia, acum, după ce a căzut cortina de fier, a venit ăsta, autostrăzi. Da? Vrem și noi autostrăzi, da, se poate. Nu s-a putut, da? Da. Noi le vrem în continuare. Și asta subminează, da, celelalte căi de transport, da, aer, apă, căi ferate, exact. Eu fac și de predicție acolo, că, nu știu, alea grele vor merge pe nu știu ce, navetiștii vor merge pe nu știu ce. Da, bine, eu aș zice că cel mai... Călătorii vor scădea la treburi. Lucru care îi scapă lor Rothbard din vedere este invenția catapultelor.
zice, catapultele pentru transportul de scurtă durată, nu numai că sunt adecvate, dar sunt și fun. Într-un fel de zici că și rachetele sunt în formă de catapultă. Da, exact. Uite, lumea jetpack-urilor, de exemplu. Da. Băi, nu, mă gândesc, uite, e o catapultă mare, da? Așa, pe care ai calibrat-o corect, da? Și spui unde vrei să te duci, uite, acolo, ok, și balistic vorbind, doar te așezi frumos, îți pui ție centura, o eventual o cască, dacă așa, și o parașută. Și ala, pium, te aruncă și, când ajungi unde trebuie, tragi de parașută și aterizezi. Eu cred că ar fi automatizat, ar deschide singură. Nu, dar o speculație alea, uite, cred că, nu știu, tirajul greu va merge pe nu știu ce. Pe ce zicea? Pe șosele? Nu mai țin minte. La trenuri. Avioanele vor fi pentru distanțe lungi. Nu știu. Da. Da, dar asta funcționează. A făcut niște speculații. Ele funcționează ca să dea un exemplu că nu moare nimeni. Ce s-ar întâmpla în realitate? Așa cum nu ne imaginam noi că o să avem smartphone pe masă, și tablete și telefoane, așa nu putem să știm ce o să fie, de-aia discutăm principii în abstract ca să poată să apară lucruri noi. Dacă concentrează statul, se concentrează pe cât îl duce pe el capul doar, sigur o să avem doar acele lucruri. Acum e trendul ăla cu trenul, de fapt de vreo 10 ani cred că e, nu? Da? European. La fel ca digitalizarea, cu trenul. Să treci pe trenuri. Da, dar trebuie să te ferești dacă mergi pe tren. Altă distorsiune, de fapt. Mă te zicește, poate chiar aia e. Da. Să te influențeze, nu prețurile și piața liberă, ce mijloace de transport să folosești, și niște politici de climă, sigur o dai în bară. M-a dat o bară acum, cu din acel război. Uite, da. De exemplu, Rothbard nu a prezis trotinetele electrice. Da. Asta pe distanțe foarte scurte. Dar foarte utilizate, de seama. Aglomerările urbane sunt. De exemplu, la Park and Ride ar trebui să fie plin de trotinete electrice. Da. Și trotinete electrice cu cargo, în care când ai de cărat lucruri, să le pui pe cargo trotinetă electrică. Vezi, nu s-au gândit. Putem programul demos parcă era asta cu trenul. Mă rog, sunt chestii europene. E, una din ultimele întrebări pe care le ia Rothbard în discuție este asta, că domne, da, ar putea să existe o rețea privată de drumuri? Adică s-a mai văzut vreodată așa ceva? E, și el zice că da, s-a mai văzut. Dar în afară de exemplu lui care e legat de epoca industrială, da, aș mai da eu unul oarecum întorcându-ne mai mult în timp. Deci Rothbard se întoarce în timp la Anglia, la Revoluția Industrială, da? Unde atunci drumurile erau administrare, în proprietatea fiecărui regiune de acolo, da? Și deci, prin urmare, erau administrate prost, nimeni nu se preocupa de ele, ok. Și epoca industrială a zis, trebuie să mutăm o cantitate enormă de marfă, da, dintr-o parte în alta a țării, dintr-o dată, o chestie care nu exista înainte. Și atunci s-au apucat și au construit o rețea de drumuri private. Același lucru întâmplându-se și în zona de nord-est a Americii, tot la fel în anii 1800-1830, da, și practic rețeaua de drumuri le-a dat baza pentru economia care, într-un final, a dus la victoria în războiul de secesiune. Da, mă rog, asta e partea a doua. Eu ziceam să ne întoarcem mai mult în timp înapoi, da? Cine a construit prima oară drumurile? Perși.
Răspunsul o să fie ori eu mă gândeam la Imperiul Roman, eu mă gândeam că răspunsul clasic o să fie Imperiul Roman, pentru că mai multă lume, ei au fost asemuiți drumurilor. Nu, Hannibal. Știu că Hannibal are chestia celebră, dacă nu vom găsi un drum, vom construi un drum. Hannibal a făcut, da, Hannibal era mai tare decât cenă. Și-a făcut, și-a făcut potecă peste Alpi, dar norocul lui Hannibal a fost că acolo chiar a găsit un drum, în sensul că dacă te duci peste Alpi și astăzi mai găsești rămășițe din drumurile romane. Deci, ok. Romanii au făcut drumuri, au făcut drumuri excelente, le-au făcut pentru un scop militar, așa cum le-a făcut și SUA, da? Dar drumuri existau și înainte să le facă romanii, da? Și pun pariu că drumuri existau și înainte să le facă perșii. Cine drumurile fac? Nu, le făceau oamenii care veneau la piață, într-un oraș, să-și vândă lucrurile. Negustori, adică. Negustori. Da. A, păi ca și... Și în România, multă Roma vreme, deci și în România a fost o poveste în, mă rog, în România, în Moldova, da? Când drumurile din Moldova au fost făcute de negustori, tot la fel, ca să ducă lucrurile de la oraș la oraș, să-și vândă. Este și la un moment dat, Ștefan cel Mare s-a împroprietărit pe ele, în sensul că s-a apucat să pună taxe de drumul, pentru că ne întoarcem la ideea întâi, nu? Eu vă protejez, dați-mi bir. Da. Deci ideea e că noi avem o percepție greșită asupra, în colectiv, asupra cine a construit drumul. Ne atindem să asociem construcția de drumuri cu expansiunea armată. Da. Fie orică e de la Imperiul Roman, orică atunci când ne gândim la autostrăzi, că forța armată SUA a vrut să își genereze rețeaua asta de construcții. Dar de fapt drumurile au apărut ca o nevoie a oamenilor care aveau nevoie să își vândă lucruri, în primul rând să ajungă dintr-un loc în altul, da? Și în al doilea rând motivul pentru care vreau să se plimbe, da? Înainte să inventeze turismul britanicii la 1900 și un pic, da? După consecința Revoluției Industriale, lumea nu prea făcea turism, făcea pelerinaj, da? Și făcea comerț. Da. Și aici poți să faci un bun argument că, dar cine a făcut drumuri de calitate? Păi armatele. Păi uite, și ce învățăm? Uite armatele, deci nu le-au făcut oamenii, ei mergeau prin drumuri desfundate, n-am fi avut niciodată civilizație, numai armata a făcut. Extraordinar. Ce învățăm de aici? De ce a făcut armata chestia asta? Păi unul care a avut o cerere de război... Ok, da. Bine, era cererea din partea statului care asupra oamenii, mă rog, trecem peste, dar ai avut o cerere care a fost răspunsul. Și de ce a făcut? Uite, Transfăgărășanul a fost făcut cu unități militare și a fost făcut repede și extraordinar. Ce învățăm de aici? Că stă coordonare și disciplină. Nu, oamenii nu sunt în stare, trebuie să ne supunem oricui să înstăpânește Ștefan cel Mare, etc. Doar pentru că nu putem să facem efortul de coordonare și disciplină, foarte bine poți să ai firme sau asociații cooperative, nu ne interesează, de cetățeni indivizi care ar putea să fie la fel de buni, măcar, sau mult mai buni, mai eficienți decât o armată. Pentru că și-ar calcula și banii. La armată, noi nu știm cât i-a costat să facă drumurile alea. Bine, și la armată, hai să o luăm pe partea altă, dar la armată se construiesc drumurile cu sclavi. Da? Da. Deci drumurile construite de armată sunt la fel ca drumurile construite de armata romană, construite cu sclavie. Cine e tatist o să spună că fără aia nu le vei. Da. Nu le vei. Dacă o să spună, noi o să lăsăm să spună. Păi ok, ai exculpat sclavia, la revedere. Nu, pentru ei orice de stai. Orice drum făcut e bine făcut. Da. Nu gândești în termen de Nu, stai că dacă e făcut de un privat, nu mai e bine făcut. Da.
Trebuie să amintim de acel cetățean liber care a făcut turul internetului românesc, care nu voia să se ducă la o judecată, era chemat. Și a zis, nu știu, eu o să le trimit CNP-ul. Toată lumea îl știe. Care își conducea vehiculul lui motorizat în interviul ăla, a zis, păi, dar de ce sunt drumurile lor? Ele au fost tot timpul drumurile noastre, ei doar au pus niște asfalt. Da. E și asta o observație pertinentă. Nu le-au făcut. Ce înseamnă anume că l-au făcut? Că m-am hotărât să merg pe aici, că am bătătorit o potecă, că am pus asfalt, am pus parapeți, lumini, tot felul de lucruri. Ce anume? What's in a road? Se blochează și liberalii clasici, cea de Milton Friedman. Nu, domnule, dacă nu le expropiezi pe moșul ăla, nu merge. Da. Deci nu se gândește locul ești, frate. Da. Respect și proprietatea privată, că ești liberal. Da. Nu, nu poate. Nu, că există atât de negativă, care nu știu ce și... Deci, reluând ideea de la început, dar cine va construi drumurile? Păi, cu siguranță le va construi oricine are nevoie de ele, oricine urmează să facă bani de pe urma lor. Fii atent, era un memă și se răspundea, și cine va construi drumurile? Cine le construiește acum? Nu știu cât de corect e răspunsul. Știi? E posibil ca să nu fie construite de asfalt tangiile acum. Înțelegi? Să ai, să selecteze prin piața liberă alte organizații. Știi? Nici Rothbard și nici noi aici nu credem că soluționăm în mod integral problema drumurilor, cine le va construi într-o lume liberă, însă nici asta nu este scopul real nostru. Scopul nostru este doar să spunem că piața liberă va găsi o modalitate prin care acest lucru să se rezolve în mod legitim și în mod eficient. Bă, că și nu am încercat să avansăm câteva teoreme, mă rog, unele mai inventive, gen catapultele le-am avansat noi, altele mai de bun simț le-a avansat Rothbard, am discutat despre ele. Scopul, așa cum a spus Gabi, este să, și Costel de altfel, să păstrăm legitimitatea proprietății private, chiar dacă o putem extinde asupra drumurilor. Și când, iarăși, un alt răspuns, un răspuns alternativ la întrebarea pusă inițial, cine va construi drumurile, e dat într-un film popular din anii 80, Înapoi în viitor 2, la care întrebarea este, răspunsul este, unde mergem? N-avem nevoie de drumuri. Pentru Alex Chiriac, Gabi Munteanu, Costel Slavarac, eu am fost Valentin Berceanu. Vă mulțumim și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.